Într-o atmosferă destinsă specifică finalului de an școlar, două unități de învățământ, școala numărul 14 și colegiul Ștefano Dobleja, au oferit elevilor un prilej de a se bucura de școală altfel. Copiii sunt foarte încântați, sperăm să avem și niște premii, pentru că sunt și concursuri organizate și să-i bucurăm pe copii. De fapt, acesta este scopul principal. De concursuri sunt organizate? Sunt concursuri sportive, concursuri de creație, concurs de desen și întâlnirea cu Michi este cea mai gustată de copii. Elevii au uitat de rigurozitatea calculelor matematice și de compunerile la limba română. S-au distrat din plin și au avut parte de momente speciale care le asigură dezvoltare în mai multe planuri. Noi am venit de la Generală 14 ca să câștigăm concursurile. Ce concurs? Concursul de cățărat și de desen. Păi am venit de la pedagogic de aici și am vrut să desenăm, dar am înțeles că e doar pentru fete. Și pentru băieți? Nu știu încă ce. Ați probat de cățărat, topoganul, nu? Da! Elevii abia așteptau să-l întâlnească pe Mikey Mouse. Acesta a fost vedeta evenimentului. E foarte frumos. Trebuie să-l desenăm pe Mikey Mouse. A venit pe aici pe la noi. Acum participăm la un concurs de desen și apoi o să ne dăm și în topogan. Cu această ocazie a fost încheiat un parteneriat pe teme sportive și educaționale între școala numărul 14 și colegiul pedagogic Ștefano Dobleja.